Probabil, nu știu. Mă gândesc așa se numește. Am găsit ceva aici de la La Familia. Răspunsul nostru pentru Dana Marioana. Nu știu ce exact. Hai să ne uităm. 9 minute. Tot turneul meu, eu, La Familia, tot turneul meu, eu lucram la ai mei. Aveam un bănuț de buzunar. Și de fiecare dată le ceream alor mei. De ce? Pentru că băieții de la La Familia îmi ziceau că dacă vrei să vii cu noi, vii. Iar eu credeam că nu iau niciun ban pentru mine. După un anumit timp vine Bine, imediat vin și eu. un domn la mine. Dana, tu știi că La Familia iau bani separat pentru tine, pentru marihuana? M-am dus la puia și am zis: Dragoș, nu vreau 250 de dolari, 300 când luați pentru mine. Vreau 50 de dolari, vă rog, să am și eu banii de buzunar, să nu mă mai cer cu părinții acasă. Imediat s-au dus la Sișu, au vorbit ei doi, vine puia foarte. Auzi? Tu fără noi ești un nimeni și un nimic și nu o să faci nimic niciodată. 210-210. Ia să vedem. Bună ziua, bună seara, vă salutăm. Eu sunt Tudor Sișu, el este Puia. Mamă, că știi mai cine suntem. Vrem să vorbim cu Dana, sau o știe lumea Marihuana. Hai să începem așa. Uitați, mai întâi am să vă prezint eu mica istorie, în succintă câteva minute a Nu, acestor stai întâmplări. două După care secunde. Dragoș vă va explica procesele din spate și tot ce s-a întâmplat. Eu vă spun decât faptele. Ești prea Da, trebuie să fiu. să moară familia mea. Deci mi-a o grămadă de timp că ți-am furat banii. Deci ai Care? scris cărți, ai mers la emisiuni, ai fost la podcasturi, ai zis în continuu că ți-am furat banii. Ce bani ți-am furat? Înainte să mergem la nostalgia, am discutat chestia asta. Și tu ai fost de acord că e ok. Adică, am crezut că n-am înțeles. Ce să înțeleg? Că ne-ai păcălit, că ne-ai mințit, că de fapt nu era Bun. ok? Oamenii acum pot să interpreteze că poate am păcălit-o noi, să cânte la nostalgia, să ne ridice. Am să vă explic câteva lucruri înainte de toate, până deschide Dragoș acest Bine. cerbuleț. Deci, o cunoaștem pe Dana Marihuana din anul 1996. Ea se afla în anturajul trupei B.U.G. Ce Mafia. ocazitate. Formam împreună un grup de oameni care veneam la ea acasă. Ea locuia în cartierul Sălăjeni. Chiar că ne are frate. Uie, ești nebun. Salut, Raite. Mersi, mersi. Noi cred că asta îi dăunează. Probabil. Da, sălășinisme de astea. Locuia în cartierul Sălăjean, undeva la Ilioara. Și mergeam pe la ea. Nu vă chipiți că era acasă, era un crack house. Ne întâlneam, uitam muzică, mai fumam, beam, mergeam la petreceri, în sfârșit. În perioada asta am lucrat albumul Băieți de Cartier acolo și după ce l-am terminat, am hotărât, Biju Mafia a hotărât împreună cu noi să mergem în niște show-uri, să cântăm în deschidere. Era prima oară când făceam treaba asta, făcusem înainte de test în câteva concerte. Bun, la unul din aceste concerte, și cred că mi-aduc aminte foarte bine, Zebra Bacău, între Alin, Uzi și Dana Coteanu au fost de zăpături. Eram tineri, eram 20 de ani, vă dați seama. Glume cu flow-ul, cu muzica, etc. Dana a fost foarte supărată. Puia a venit la mine și mi-a spus, băi, hai să facem o piesă cu fata asta ca să se simtă și ea, ok, se simte integrată în grup. Bun. Promovam un băieț de cartier și lucram la Nicăieri ca acasă. Tot Dragoș, una dintre piese care eu lucram cu de Borfaș, a scris o strofă din perspectiva ei, sunt versurile lui. Când am ajuns Nu, l-am și cântat și pe aia Da, când am ajuns în studio, el a cântat linia acelei, flow-ul acelei strofe pe care și i-a a cântat cântat pe... peste. După care a scos vocea lui Dragoș și am lăsat strofa ei. Am mai făcut o a doua piesă cu Ganja și cu Cătălina Toma. Salutări Cătălinei. Descoperă o lume plină de gust în stil grecesc. Încearcă măsline verzi fără sâmburi la doar 19,99 lei și brânză feta DOP feliată la doar 24,99 lei. Eridanus, exclusiv la Lidl. Lidl, merit să fii surprins. Îmi vine bine rochea, însă am observat pe picioare vene ca o pânză de păianjen. Nu arată deloc bine. Dacă vrei să nu mai apară altele noi, ai grijă de vasele tale de sânge. Divenoxin? Da, Divenoxin. Pe mine m-a ajutat. Grație ingredientelor sale, Divenoxin susține funcționarea normală a circulației venoase.
Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La fel, au fost scrise de Dragoș și am lansat albumul. Albumul a avut succes și Dorian Enache ne-a propus să facem clip la Tupă de Borfaș. Bineînțeles, Dana Marihuana era pe piesa Tupă de Borfaș, nu puteam să o scoatem, logic, era prietena noastră. Am făcut clipul. Clipul a avut un succes fulminant, exploziv, cum vreți să-i spuneți. A devenit cunoscută la nivel național, așa cum spune și ea. Și Casa de Discuri ne-a cerut următoarele piese ale lui Dana. Care piesele, noi crezând că ne ajutăm un prieten, cum și cum ne vreți să suntem ajutați, ne ajutăm un prieten să devină cunoscut, să-și facă treaba. Numai că Dana nu știa să scrie absolut nicio piesă. Pentru care, iarăși, domnul Dragoș aici de față a sărit la interval cu piesa Trebuie să spun și cu piesa Fi pe fază, dacă nu mă înșel. Pe cine vrea să moară, exact. Lasă să treci. Iată aceste piese. Hai să spun ce a Dana. Eu am scris piesele alea cu toată dragostea și știi foarte bine că alea ce spui tu pe piese sunt cuvintele mele, nu sunt ale tale. Cum poți să crezi tu că eu te-am ars pe tine sau te-am luat din bani? Aduți aminte. Dacă oamenii respectivi care ne chemau la concert vreau să te cheme și pe tine, puteau să o facă. De ce nu au făcut-o mie treaba mea? Dacă tu o spui... să explic imediat asta. Nu ai explicat, taci de tine. Dacă ei vreau să te chemă la concert, ei puteau să, după aia, după ce le chemau, pără te sună pe tine. Păi, da, la vină. Facem un concert cu Dana Marihuana, nu era o problemă. Oricând. De ce nu te-au chemat? De ce nu te cheamă nici în ziua de azi cineva? Așa, stai să revenim. S-au făcut aceste două piese, succes, albumul de succes, totul a fost extraordinar. După care Casa de Discuri mi-a spus trebuie piesele. S-a făcut acest maxi single, care și acesta a avut un succes național, într-adevăr, trebuie să spun, a fost o piesă de succes. După care Casa de Discuri, noi lucram la Bine ai venit în paradis, la probleme de familie, Casa mi-a spus, dar fata nu poate să facă concerte pentru că ea nu... Sunt probleme de familie și acum. Exact. Ea nu poate să facă concerte pentru că nu are un album și nu are ce să cânte. Nu avea, avea o stofă. Și i-am făcut albumul, care l-am făcut jumătate eu, jumătate l-a făcut Dragoș. Cel mai greu lucru care l-am făcut în viața mea, să mă pun în pielea altcuiva să-i fac un album. Da, exact. L-am făcut și pe acesta. Exact, n-am mai vrut să mințim lumea. Deci de-aia n-am mai făcut alt album, pentru că eu știam că eu mint lumea. Nu fac gang. Ascult aici și o să ies și eu imediat. Nu pot să stau să scriu versuri. Sunt curios să văd. Versuri unui om când eu am treaba mea de făcut. Am încercat să-i dăm un start. Și ea apoi să devină un artist adevărat care să scrie muzică, să aibă concepte, să aibă concerte și să facă aceste treburi. Problema nu este vina noastră. Problema cea mai mare este că ceea ce vorbim noi acum, la videoclipul ăsta se uită și copiii noștri. Și el are copii și eu am copii și tu ai copii. Ce rost are să faci chestia asta publică? Adică, ai numărul meu, puteai să mă suni, puteai să mă înjuri. Puteai să iei o nelămurire, puteai să-i întrebi ceva, orice. Ne-am întâlnit de atâtea ori. Tu te zici, văd că vrei să faci un fel de clout pe baza acestei discuții. Noi nu ți-am provocat niciun rău, dimpotrivă ți-am oferit o rampă de a deveni cunoscută la nivel național. Fata mea mare, a auzit conversația mea, a venit cu filmulețul. Eu când te-am sunat, am vrut să te sun pe tine și am dat de fita aia mică, de Iris. Și ea habar n-avea. Ce rost au toate chestiile astea? Adică de ce să... Ce să mă, de fapt, este legend. Păi asta e. Asta este purul adevăr. Nu, Dana Marihuana, deci nu și-a scris niciun vers, nu și-a făcut absolut nimic toate chestia astea. Dana Marihuana a fost, să zicem, Milli Vanilli al nostru. Nu intenționat. Casa de Discuri ne-a cerut pentru că ea prindea la public și a cerut să facem niște piese. Și noi ne-am sacrificat timpul nostru, piesele noastre, le-am dat ei să le cânte, ca să-și facă un nume și să poată să ajungă cunoscută. Să facă concerte, să-și facă albume, să-și facă ce dorește ea. Să vii acum să-mi spui mie după 20 ceva de ani că eu te-am păcălit pe tine? Nu, dimpotrivă, noi nu ne-a fost milă că nu erai tratată ok și am încercat să-ți oferim o oportunitate. Noi ne-am dat seama că tu nu știi să faci treaba asta și că doar îți place să fii văzută ca prima femeie rapper din România, etc. Noi ne-am dat seama că tu nu știi să faci chestia asta. Eu cam asta e ce am avut de spus, n-am nimic cu nimeni și mai mult decât atât îți doresc la mulți ani și minte în cap. Fii atent, facem felul următor. Noi pe 19, acum luna asta, avem lansare. Te invităm să cânti cu noi piesa Tupă de Borfaș și uităm exact cum am uitat și dățile trecute, că crede-mă că ne-am auzit și pe alea ce ai zis înainte. Uităm și de data asta și te invităm și crede-mă că e sora noastră și nu avem niciun resentiment, că noi te cunoaștem. Ei nu te cunosc.
noi uităm toată chestia asta și punem punct în momentul... Aia înseamnă să fii om, știi? Ăsta, de drag... Să treci peste el. De dragul copiilor noștri și de dragul prieteniei care o avem, te așteptăm pe 19 la Quantic să cântăm Tupeu de Borfaș. Și dacă nu vii, atunci înseamnă că gata. Asta e ce am avut de spus. Uite că vă fost, mă, ce tare. Ai, mi se ridică părul pe mine, ești prost, ce tare. Ce vibe îți dă, frate, ești prost. Da, din păcate, da. Da, nu știu ce să zic, frate. A venit pe la urmă, așa se rezolvă. Fratele meu, toate diferențele și bărfele cu maturitate și colaborare. Ce atâtea disuri și interviuri. Da, dar asta iasă în evidență. Rău tot timpul iasă față. Da. Da, dar după atâta timp, cumva... Ca să ieși iar în față, știi? Cu rău puteai să ieși. Bă, și la vârsta aia, frate, ce pretenții să ai, man? Că prea ai ce pretenții să ai. În greșeală învață fiecare, puiul. Ce să mai zic?